Ruma pasă de ai mai la ai la 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 Parul se vede numai. Nu ca una aici. Deci, care vreți să mergeți cu mașinile, mergeți înainte, că după aia noi trebuie să mergem cu... Se poate? Zâmbiți, că nu știu cum e. Pune-i să fie câte șase, să stai așa, să fie mai larg. Câte femeie a făcut lucrurile. Așa nici așa. Până se cașură. Stoți așa, tot de trei pe o linie, bine? Hai, o linie, două, aici sunt. Aici sunt. Vezi că vine mașina. Bine! De acolo, bine!
Păi ne-ai vinit din la zărbă!
așa le știu, așa m-am învățat la școală. Eu m-am școală. Și cu nună o primește, frunză verde m-a tostat, că e la primul mandat. Și bine de ți purta, Liluaș al doilea, atâși o sticlă de apă, cu nuna de beudată, că-i cu trudă sășerată. Zi pe valea dâmbului, coptă-n fața soarelui, i-am făcut un colac frumos, ca și fața lui Hristos. Tatălui să-i mulțumim, de pintu greu și-l primim. Pentru holda așa bogată, mosă, să avem pită pe masă. Vestiți, noi aici i-am venit pe dumneavoastră să vă primim. Avem o primă de treabă, toată lumea-l face ceva, Dumnezeu i-a dat un dar. Și ce bani și îi primar, și la masă cu amintei mai mari, să trăiască la mulțar. Mulțumim că stă aleasă, ne-ai primit la tine-n casă, și bine ne-ai omenit, așa cum îi rânduit. Spuneți-ne puțin despre acest eveniment, unde vedem atâția oameni, atâtea costume populare, puțin cum este acest eveniment. Da. Ce vreau să vă spun, acest eveniment l-a început doamna Dinuca Burian acum un an de zile la Sărmășel, tot în zona Câmpiei, și anul acesta s-a gândit să-l facă tot în zona Câmpiei, dar într-o altă comună, la Sfânt Petru de Câmpie. Și am avut deosebirea plăcere să fim invitați și Casa Rusu Câmpia Transilvaniei, Fundația Dacian, pe care o gestionăm într-o oarecare măsură. Și ne bucurăm foarte mult că am reușit să contribuim și noi la puținul obicei ce a mai rămas al tradițiilor populare, al tradițiilor obiceiurilor, de exemplu, cu ocazia ce s-a întâmplat astăzi la Săcerat, cum a fost acum 50 de ani, când încă mai mergeam la Săcerat. Acum, noi sperăm să putem, cu altă ocazie, să fim la fel îngăduitori și bunăvoitori cu toți acești oameni frumoși care au contribuit pentru ca acest eveniment să poată să ajungă la bun sfârșit. Mulțumim din suflet doamnei Aurica Pop, cea care ne-a găzduit în superba gospodărie, să zicem așa cum se spune la noi aici pe Câmpie. Și Casa Rusu propune la fel
în viitor să susține toate obiceiurile și tradițiile, nu numai de aici, de pe câmp, și din altă parte, dacă se poate, pentru că eu am fost plecat foarte mult în străinătate, cel puțin 15 ani, m-am întors acum 4 ani, în care am și inițiat prima ediție a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri la Sfântul de Cârbie, acum 4 ani, deci acum va fi a 4-a ediție pe 15 iulie. De obicei era în 29 august. 29 iunie. Da, suntem foarte emoționați. Deci, noi ca soț și soție reprezentăm Casa Rusu și Fundația Dacian și având rădăcinile ambii, facem totul în familie, da, deci ea este fetița noastră mai mică, mai avem o fetiță mai mare, dar din motive obiective pentru care examenele de bacalaureat în zilele acestea nu a putut să vină, dar altfel este absolut prezentă cu noi și amândouă sunt, pe lângă că le plac foarte mult obiceiurile, sunt și violoniste. Studiază vioara, Sara este la liceul de artă în clasa 3-a și Duada a terminat clasa 12-a, cum spuneam. Fundația Dacian și Casa Rusu, deci reprezentăm aceste două. Practic sunt două entități care s-au unit pentru a colabora cu alte asociații de pe câmpie, tocmai pentru a duce în evidență lucrurile și obiceiurile și toate tradițiile care au fost aici, ca să nu le pierdem, că e păcat. E păcat să pierdem, e păcat ca tânăra generație să nu vadă ce au făcut strămoșii noștri. Și vrem cu ocazia asta să vă descoperim, de fapt, ce am vrut să fie un secret. Noi vă mulțumim pentru asta. Vom organiza și un, deci pe lângă zilele Festivalul de Tradiții și Obiceiuri de la Sfânt Petru de Câmpie, împreună cu colaborarea primăriei și a Consiliului Local, vom mai face și un eveniment, nu vă spunem exact cum se va numi și dar sub ce formă. Vă invităm în Tușinu, da. Ce este un sat din comuna Sfânt Petru de Câmpie, de unde exact are baștina soțul meu. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi și vă așteptăm și pe dumneavoastră, pentru că sunteți persoanele care vă place fulgorul, pentru că altfel nu ați fi aici și dumneavoastră îl transmiteți, cum știți mai bine, mai departe, să-l vadă și alte persoane din județ și din țară, de ce nu, și de peste Otară, obiceiul și tradițiile noastre de în comuna de Sfânt Petru de Câmpie. Vă mulțumim și vă felicităm pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în cadrul portului nostru popular românesc și în slujba folclorului. Mulțumim frumos pentru intervenție. Mulțumim. Povestiți-ne despre obiceiul cu nonii. Da. Încerc să-mi amintesc câteva lucruri din copilăria mea, de la mama mea. Chiar astă dimineață m-am trezit și gândindu-mă că vin aici și nemai fiind de mult la un asemenea obicei, chiar de mult, mă gândeam și încercam să-mi amintesc ce s-a întâmplat acum 40 de ani la mine în sat. Și așa, gândindu-mă, mi-am amintit câteva lucruri și am pus pe hârtie câteva strigături. Bineînțeles că inspirată puțin și de mama mea, că eu eram mică pe atunci. Un obicei frumos, un obicei în care lumea și sătenii se bucură de bogăția câmpului și în felul lor, frumos, se bucură, frumos. Am pus pe hârtie câteva versuri pe unde cununa vine, multe cară umblă pline.
pe unde cu luna pleacă, multe cară se descarcă. Era obiceiul, se făcea clacă, mergea lumea astăzi la mine, mâine la tine, la sfârșit se făcea cununa și gazda primea cununa și o, bineînțeles, o uda și o uda cu jin ars, nu cu apă, da, jin arsul fiind țuica. Așa, și era o petrecere frumoasă, decentă. Și credeți că este important ca acest obicei să nu dispară? Da, cu siguranță. Eu iubesc foarte mult tradițiile și obiceiurile și în calitatea mea de cadru didactic încerc să transmit mai departe aceste lucruri. Copiilor mei să le insuflu aceste frumoase valori ale satului românesc. Ori cu drag acest costum, oricât ar fi de cald, în orice moment, nu mi se pare că e o greutate, pentru că ne reprezintă. Și are o semnificație mai specială acest costum. Da. Da, pentru că este făcut de mama mea și aceasta este o cămașă a mamei mele, care și astăzi mai coase și mai țese. Astea sunt zadii, ai cusută tot de mama mea. Și Vesta, cămașa e țesută de mama mea, este a mamei mele, are 50, cu aproximație spun, poate chiar mai bine, de ani. Și arată ca și cum ar fi de acum cumpărată. Da, da, vedeți, vedeți, acum nu mai găsim asemenea lucruri, să dureze atât, durabil. Așa este. Mulțumim!